Vă salut! Avem aici drujbele chinezești 5200, China 5200, toate fiind la bază China 5200. Asta e Blade Alpine 520, la fel ca a mea. Și asta a fost China Micul Pădurar. Am făcut eu un clip cu drujba asta în care vă spuneam că i s-a ars aprinderea. Avem aici donatorul de organe, de la care am transplantat aprinderea. Aprinderea asta fiind cea arsă, care nu mai mergea, aprinderea cea bună am pus-o pe drujbă și să îi facem o probă, să vedem dacă pornește. Domnul pacient, după ce a primit transplantul de la drujba Micul Pădurar, drujba Blade Alpine. Să vedem dacă pornește. Contactul e pus. Îi tragem șocul. Da, a dat semnal de pornire. Am împins șocul și a pornit datorită faptului că acum în motor se întâlnesc cele trei condiții principale pentru ca motorul să pornească: carburant, amestecul carburant, aer și combustibil, compresie și scânteie. Înainte din astea trei lipsea scânteie, fără de care niciun motor cu ardere internă pe benzină nu o să pornească niciodată. Ăsta e clipul. Astea sunt drujbele. Acum o să o fac la loc și pasta, să-i pun plasticile alea pe ea și să-și o păstreze pentru piese. Astea sunt amândouă drujbele lui Dan. Amândouă le-a terminat. Nici asta nu mai are viață lungă. Deja scârție din toate încheieturile pentru că îi bagă ulei prost și nu o să mai aibă viață lungă. Pe la mine pe aici dezordine totală. Avem aici și aparatul de sudură Velt, pe care l-am folosit ieri la un gard. Vedeți că n-am mai avut timp de el să-l întrețin. Uitați praf ce e pe el din fierărie. O să trebuiască să-l curăț. Compresorul de la Verk. Generatorul. Pe toate le folosesc. Compresorul e cam murdar. Drujbele care își așteaptă rândul fiecare și cele care tremură de emoție și așteaptă cu nerăbdare vara, cositorile de la Husqvarna, le vedeți acolo puse amândouă în cui. Da? Cam atât am vrut să vă arăt despre drujba China. Deci dacă aveți o drujbă din asta care nu dă scânteie, primul lucru să verificați fișa. Aici verificați luleaua asta să vedeți dacă are contact arcul ăla din fund cu fișa asta. Dacă ați verificat și totul e ok, înseamnă că aici în interior ceva s-a ars. Aici e o bobină de sârmă. Și dacă se întrerupe o sârmă din aia, nu mai dă scânteie. Nu e o avere o bobină din asta, e vreo 20 de lei. Nici drujba întreagă nu e o avere. Dar dacă mai aveți o drujbă din asta, să cam potrivesc la majoritate. Da, mă opresc aici, vă salut și numai bine.